Regal fotbalistic sâmbătă după masă de la ora 15 pe stadionul Dacia din Orăștie. În premieră aici va fi organizată finala fazei județene a Cupei României pentru juniori U19, în care se vor întâlni CFR Simeria și Jiul Petroșani. După această partidă de la ora 17:30 se va disputa meciul vedet al zilei, adică finala fazei județene la seniori, în care se vor întâlni CSM Vulcan și Gloria Giurgiu, ocupantele locurilor 2 și 4 în recent încheiată ediție a Ligii a 4-a de fotbal Hunedoara. Anul acesta avem iarăși o premieră în organizarea finalei cupei, înainte de a desfășura jocul etapei județene de seniori la nivelul Cupei României. Vom avea și în deschidere o finală a Cupei României la nivel de juniori, U19, în care se va întâlni CSC FR Simeria și CSM Jiul Petroșani. Meciurile se vor disputa la Orăștie, cea de juniori de U19 cu începere de la ora 15, iar cea de seniori în care se vor bate pentru a obține titlul de campioană a județului, la campioana României. Vulcanul a fost finalistă și anul trecut, când trofeul a fost cucerit de aurul brad, iar echipa din Giurgiu a jucat în ultimul lac din 2018, pierzând atunci în fața celor de la CS Hunedoara. Câștigătoarele celor două finale se vor califica în primul tur al fazei naționale a Cupei României la fotbal, ediția 2022-2023.